Sportivi din toată țara s-au adunat în orașul Nisporeni. Aceștia au participat la Cupa Republicană la gimnastică pe trambulină. Competiția organizată de Școala de Sport Nisporeni s-a desfășurat în acest an în memoria Anei Ranga, una dintre cele mai bune discipole ale instituției, care a adus faima raionului în țară, dar și în străinătate, și care s-a învrednicit de titlul campioană a Republicii Moldova la săritul pe trambulină. Competiția a adunat 50 de participanți, elevi ai școlilor sportive din diferite colțuri ale țării, între care raionul Iova, municipiul Bender și Capitala. Concurenții au avut de înfruntat 3 probe. Iar ca să le țină piept, participanții spun că s-au pregătit luni în șir. M-am pregătit un an, nu de mult am împlinit un an de când sunt aici și am mai concurat de 5 ori la așa ceva și mi s-a părut foarte greu. Anul acesta mă aștept ca să fiu mai puternică, să dobândesc mai mult. Privișnă! Ia уже coraz, ia după nagaraz. Am avut emoții de bucurie, fericire și emoție că pot să cad. Unii dintre antrenorii sportivilor recunosc că discipolii școlii de sport Nisporeni sunt adversari de temut și de la care ceilalți participanți au multe de învățat în privința gimnasticii pe trambulină. Мы приезжаем уже не один раз на этот турнир, очень теплый турнир. Приятно общаться с тренерами, спортивная школа Nisporeni, она показывает хороший класс прыжков. И мы, по крайней мере, сейчас на этом этапе учимся у них. Льова перманент, noi suntem prezenți. Clar că noi trebuia să luăm parte neapărat, altfel ne simțeam așa cam stingeriți. Lupta a fost una acerbă, iar gazda și-a adjudecat locurile de frunte. La individual feminin, podiumul a fost ocupat de Elena Badac, iar la cel masculin de Ion Șcurco. Învicătorii s-au ales cu medalii și cupe. Competiția a fost organizată de către antrenorul școlii de sport Nisporeni, Gheorghe Mătăsaru. Astăzi, pentru prima dată, se petrece la Nisporeni Cupa Tradițională Republicană la gimnastică trambulină, memoria campioanei Republicii Moldova, care și-a dat o an în urmă, fix o an în urmă, data 29 septembrie. A și o tradiție, cred că până și noi am făcut așa o leacă puțin mai modest, dar pe viitor va fi o cupă internațională, unde vor fi invitate mai multe țări de peste hotar. Printre cei care au urmărit competiția s-a numărat și familia regretatei sportive Anei Ranga. Înșora de mică s-a ocupat cu sportul dat, l-a iubit foarte mult, a depus mult suflet, a depus mult efort, practic și-a petrecut copilăria în sală dată. A avut un atac cerebral, incompatibil din păcate cu viața. La finalul concursului, familia și cei care au cunoscut-o pe Ana Ranga au fost la mormântul acesteia și au depus flori în memoria sa. Ana Ranga s-a născut în data de 17 aprilie anul 1994 în orașul Nisporeni. Aceasta a fost maestru în sport și a fost an la rând campioana Republicii Moldova la sărituri pe trambulină. Sportiva s-a stins în septembrie anul trecut la vârsta de numai 23 de ani în urma unui atac cerebral.